Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Derek Hogan, își ia la revedere de la Moldova. Acesta a transmis un mesaj emoționant în limba română, în care le-a mulțumit moldovenilor pentru susținere. Am fost onorat să reprezint Statele Unite în fața poporului Republicii Moldova pe durata ultimilor 3 ani. O perioadă remarcabilă și împlinită a vieții mele. Am abordat împreună multe probleme dificile și rămân încrezător în capacitatea moldovenilor de a continua să inoveze și să se dezvolte. Diplomatul american a declarat că Republica Moldova are un potențial imens de dezvoltare și s-a arătat convins că relațiile dintre cele două țări se vor întări și mai mult. Cred, știm că relația noastră este puternică și în creștere. Am conlucrat cu atiția oficial devotați. Aceștia au o viziune clară pentru viitorul Moldovei și sunt sigur că vor fi în stare să depășească orice provocări. Derek Hogan a fost numit ambasador extraordinar și plenipotențiar al Statelor Unite în Republica Moldova în 2018. Decretul a fost semnat de fostul președinte american Donald Trump. Locul acestuia va fi preluat de diplomatul Kent Doyle Logston. Mulțumesc, Moldova, pentru această minunată oportunitate. Ai avut un impact enorm asupra vieții mele și te voi păstra în inimă. La revedere!